Te interesează Oana, în primul rând, nu neapărat Laur, că înțeleg Oana fără și Laur. El, Oana în sine e cea care poate să aducă bani mai mulți pentru tine. Ei au cele mai mari șanse să iasă câștigători. A fost deranjat Laur că pe Andrei l-ar interesa Oana. Am spus că e o glumiță. Nu, nu în sensul să stai puțin, Laur. Exact. Laur, noi vorbim business acum. Pe Andrei îl interesează Oana în sensul de concurentă câștigătoare. Ea visează, nu mă aud de când vorbesc. Am spus că pentru toată lumea, nu doar pentru Andrei. Asta nu să zic, dacă nu mi-au spus. Mai adresez în felul ăsta mie și la televizor. Păi zici că uite cum o dă, așa ai zis, uite cum o dă doamna Mirela. Păi și doar eu, pentru Andrei, dar nu era păi vorba doar de Andrei. Păi și eu ce să înțeleg din asta, uite cum o dă. Păi dar nu-mi place cum vorbești la adresa mea. Păi de ce zici ea visează? O să-i explic, Oane, că a înțeles greșit. Poți să te explic și așa, nu ea visează, că eu nu visez aici și stau. Hai, uite din nu te rog frumos, te adresez ca la țară. Păi tu nici știi despre ce-i vorba, îți dai cu părerea. Păi atunci spune tu despre ce-i vorba, dacă nu dai dacă vorbești tot timpul, explic. Ușor. Ce vreau eu să zic și ce ziceam, știu de asta enervat. Nu te enerva ca fraia. Eu nu știu. Nu mă enervam, mă, eu ia să enervă. Păi și ce? Zice ce? Păi și enervă și tu. Păi nu păi și atunci lasă pe ea, se enervează. Respiră de 10 ori, fumează țigară și treci peste. Tu nu știi să vorbești, să te porți cu o femeie. Nu ești la tine acasă să-mi spui mie nu știu ce, da? Mă vede o țară întreagă cum mă umilez. După fața de ieri nici trebuia să mai bag în seamă. Și vii acum cu figuri și zici, ea visează? Nu, dacă te-ai exprimat așa și așa am înțeles, poți să spui. Vă explic eu ce s-a întâmplat, bla bla, da? Nu, ea visează, că ea e o tâmpită aici lângă tine și stă de bibelou, înțelegi? Nu, tu n-ai vrut să zici, n-ai vrut să faci, iartă-mă, am fost nervos, ăla e maximul, n-am vrut să zic, n-am vrut să fac. Deja știu, pe de la, ai înțeles greșit, m-am exprimat greșit, am glumit, am fost ironic și așa mai departe. Dar ea visează, doamna mea, dar parcă s-o țărancă lângă tine, înțelegi? Mă țiși pe mine așa, eu sunt tot timpul sub nivelul tău și eu tot timpul o iau pe arătură. Asta mi-ai dat de înțeles. Nu cred că m-am exprimat niciodată așa la adresa ta. Să nu mă trezesc din vis, Laura, spun, să nu mă trezesc din vis.